Hei, salut! Salut, îmi pare bine să mă revedeți. Și pentru cei care nu mă știu, Mihai Petre, eu sunt Dragoș, un tip între două vârste, adică mă pricep să fac și clipuri pe TikTok, dar și să fac vișinată. Perfect! Adică, na, îmi urmăresc vecinii și pe Instagram, dar și la vizierul cu cheltuielile. Nu sunt încă atât de bătrân. Sunt pe rețelele astea și pe site-urile astea de dating, site-uri de întâlniri, am în continuare cont pe Tinder, doar că, din motive strategice, mi-am restrâns căutarea la femei 18-21 de ani. Pentru eficiență, pentru că fetele astea au ele figuri, dar și caută figuri paterne. Și am fantezia supremă cu ele că fetele astea mă duc acasă la părinții lor să mă prezinte și când deschid aia ușa, îmi reîntâlnesc colegi de facultate. Ce fă, mă, Georgică, mă? Hai că mă duc puțin până în dormitor. Și după aia, da, așa, jucăm o tablă. Sau poate colege de facultate, foste colege care m-au refuzat la momentul ăla. Și toate convorbirile am început să mi le închei acum de ceva vreme cu să ne vedem sănătoși. Îi da, bă, ăsta-i semn. Asta-i semn. Primul. Și aș vrea să aplaude toți cei care cred că au avut o copilărie mai frumoasă decât au ăștia de acum. Da. Deși am doar 22 de ani, am avut-o mai frumoasă. Cred. Am văzut chestia asta la oamenii trecuți de 30 de ani. Bă, convingerea aia că ce minunat am trăit. Când dacă ai copilărit în anii 80-90 și ești sănătos la cap, trebuie să zici ce minunat că am trăit, că am supraviețuit, că am avut un soi de copilărie așa, cum să zic, ca într-o emisiune TV, ca reality show-urile alea de supraviețuire. Bravo, adevărat. Le știți, două triburi. Le știți, două triburi, noi făceam parte oricând dintr-unul dintre cele două triburi, a 5-a B cu a 5-a D, blocul nostru, blocul celălalt, de peșeri, rockeri, și noi aveam un singur fel de mâncare și eram slab ca radiografia. N-aveam apă caldă, n-aveam curent electric, ne duelam pentru mici recompense că mai primeam un... Și cel mai important, trebuia să evităm să fim eliminați. Pentru că riscai să fie eliminat, tată. De injectoarele alea cu fosfor care erau pocnitori, de tunurile cu carbid, de țevile cu cornete și cu ac în vârf. Și dacă scăpai de pericolele astea, trebuia să fii, de exemplu, atent să nu rămâi prins în sârma ghimpată cu care și-a împrejmuit pensionarul blocului grădinița. Și na, dădeai mingea înapoi, după care trebuia să te ferești, să nu prinzi vreun borcan în cap, vreun furtun pe spate. Da. Dacă... Bună paraleză. Și cred că aveam și noi ceva față de ăștia din ziua de astăzi, că mă uit pe Facebook și absolut toate postările și toate comentariile, la câte un Andreas, Luca, Maia, toate sunt că ce îngeraș. Dar noi pe vremea aia eram niște dragi de copchii. Ok, s-a și râs. Ei, și organismul nostru de copil, după ce trecea de toate pericolele astea, trebuia să dezvolte un antidot la ceea ce era în sucurile la dozator. Le știți. Ați avut câte un butic cu sucuri la dozator în copilărie, probabil. Eu aveam unul în cartier și eram prieten cu copilul patronului. Și am văzut în felul ăsta cum se fac sucurile astea. Se obțineau diluând de 1000 de ori un concentrat care se obținea diluând de încă 1000 de ori conținutul unor fiole. Și fiolele alea aveau ceva consistență, cum să zic, semilichidă, care părea nepământeană. Eu am mai văzut genul ăla de verde fluorescent în filmul Predator. Ăla era concentratul de kiwi. Și cum ne-am jucat noi doi cu fiola aia, la un moment dat s-a vărsat un pic din fiolă, nu mult, dar oricum a fost jale. Că numai că au pierdut cât o cisternă de suc, dar a trebuit să schimbe și parchetul după aia. Și împărțeam mult mai mult lucrurile. Adică dacă îți luau părinții ceva, luau la tot blocul. Dacă îți luau minge sau bicicletă, era pentru toată lumea. Și alegerile se făceau la fotbal în funcție de ce dețineai și de cât de bun ești. Dacă erai slab, erai ales ultimul să te împoartă. Dacă erai mai bun la fotbal, erai ales mai în față. Și dacă aveai minge, erai ales primul. Eu eram atât de bun la fotbal încât copiii strigau: tanti mama lui Dragoș, lăsați afară mingea! Da, da, da. Ți-mi minte perfect. Și cam atât de la mine, oameni buni.
Mulțumesc!